Mi-au răspuns un record, mai puțin de un minut m-a rezolvat. Mult mai puțin de un minut, câteva secunde, la telefon. Aveți noroc că la noi ați avut mai mult. La dumneavoastră am putut să vorbesc, cel puțin am putut să vorbesc, pentru asta vă mulțumesc, desigur. Mulțumim și noi și succes și... La revedere! La revedere! Dorin este foarte sigur pe el, gândește pozitiv și vrea să aplice visul american în România. Este fondatorul unui club de country music, nu în Las Vegas, ci la Cluj. Dar ideea de afacere pe care vrea să o prezinte în arenă a apărut în timpul călătoriilor sale în Statele Unite și nu are nicio legătură cu muzica. Mai exact, este vorba despre o periuță de dinți de unică folosință, care să poată fi distribuită în hoteluri, avioane, trenuri sau restaurante. Pentru a lansa pe piață acest produs, are nevoie de o investiție de aproximativ 50.000 de euro din partea leilor. Să vedem dacă o va obține. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Dorin Vălincaș și, deși am mai multe idei de afacere, astăzi vin să vă propun una care nu e din domeniul meu, respectiv o periuță de dinți de unică folosință. Eram chiar în Las Vegas când mi-a venit ideea asta, sus la hotel, în Stratosfer. Vreau să mă spăl pe dinți, aveam periuța și nu aveam pasta. Zic, Dumnezeu, aici erau de toate, și șampon, și săpun, și fen, și tot ce vrei. Zic, ce idee ar fi să fie o periuță? Dacă mai țineți minte,